Păi, da, ce să vă spun? Acum, grabă, da, nu știu să vă spun, decât cei ce este băieții de polos, la toți, și rău, și rău, așa vă spun și ca un bătân. Ce spun eu? Așa să încep. Să nu mai faceți păcate, iar dacă omul greșește, să mulțumim lui Dumnezeu că avem preot și dispovedim. Să nu ne lăsăm copieșit din păcate și să dim sânii păcatele, conștiința din mustru, că am făcut ori mare, ori mic păcate, să-i ducem la spovedit, la preot. Dacă preotul e ocupat, vă duci de sus, la mănăstiri, de sus. Și un cuvânt de folos vă spune, aici am început cu asta. Să ne spovedim. Să ne spovedim păcatele, să nu plecăm din corul lumei celorlalte. Ne spovediți. Fie împărtășiți dacă se poate, împărtășiți dacă nu, dacă nu eu, cât îți dă, și să nu te împărtășești, după un tip, oarecare, așa. Și să ne gândim, eu încep cu poasta de la abecedar. Nu, să încep cuvinte sofisticate, multe, din câte părți compus omul, din două părți, eu spun, din trup și suflet. Așa ne uităm unul în pată, omul, dar sufletul nu vine. Și tocmai el este păr. El este păr, suflet. Și nu vine. Și vorbesc acum e suflet. Ne uităm la asta, dar prea puțin ne gândim la suflet. De asta a spus cu omul vorba de două părți, din trup și suflet. Așa. Și el este părul. O să spun, trupul e o bună slugă, dar un rău stăpân. Auzi. Sumerită. Trupul e o bună slugă, dar un rău stăpân. Nu cum a fi stăpân tu. Că tu pușerea nu vezi. Așa. Ce e toate bărbie de asta, mă gândesc toate bărbie de asta, toate, este destrăvarea lui. Început, cu prea bun confort, prea bun sub, mă iubesc bine, toată. De iubirea și de sânie, toată răutatea lui. Că spune Mântuitorul, să iubești pe Dumnezeu și de aproape de tot pe Dumnezeu. Și, da, discursiți în urmă. Da. Și așa, găsim acolo unii sufletul și trupul. La trup, vă să zic că găsim la Biblie, ca de Biblie, poate așa, deschizis la începutul Biblie, acolo, capitolul 1, cu versetul 26, să facem Domn după chipul asemănarea noastră, ca spuneți Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, om, este sufletul care nu-l vede. Asemănarea de-o face în lui, de-acum i-a dat bine și mi-a dat. Ia să vă dă cu Dumnezeu prin iubire, prin dragoste. Dumnezeu este iubire, este fie zgrosit de mult și Tatăl vostru este zgrosit, așa și zgrosirea și iubire. Asta. Și de aici, de-acum, să începem și noi. Să facem bine și așa, și să ne gândim la suflet că ne ducem dincolo. Ne-o duce dincolo, trupul o să rămâi, și eu și tu o să duci dincolo, dar ne ducem cu cei ce este și vorbesc cu sufletul. Așa. Și Sfântul Părintele 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 Părint
stați să spun, dar vă gândiți voi să trebuie să mergi la biserică. Ce este mai pentru noi mai important este să-i spunem păcate. Nu mai face păcate și să-i spunem. Ce am făcut conștiință și Dumnezeu făcut. Așa sunt. Și vedem și la suflet că de Lupin, trei ficuri, deci omul, care e copil. Și v-am să zic că în Părintele Mare, tot de-a ieșit unul. A lui ești pământ, tot de-a zis bine, azi ești părinit. Și al treilea viața din acolo care v-a resușit. Acolo să-i vinde bun, să-i facem de aici, să ne pregătim, ca să-i facem bun, ca în casă Tatăl Dumnezeu să le facă un sânt. Și sunt multe dispus și să ne pregătim pentru dincolo, să facem păcat și să ajungem la viața asta. Mult ar fi dispus, dar îți scoși Sfintele voastre și să mergem la viața asta. Să vă mulțumesc că de care nu vreau. Și nu mai mai cu cap și băbiște. Așa. 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 Da.